pentru primitorii țărilor, pentru mai mari orașuri și ai satului și pentru evitoarele Hristos poate Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul Caun acesta, sau aceasta, pentru toate orașele și satului și pentru cei ce credință rețuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Dumnezeu, Iar Văzbuclu, pentru Mărșitoarea Marelor Pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Și acum și pururea.
Hristos Dumnezeu să dăție Doamne. Și viitor de oameni Dumnezeu și ție slavă ți-am Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în veci vecilor. Amin. Noi.
este mântuire. Cetând m-a certat Domnul, dar morții nu mă dau. Înțelepciune! Din faptele Sfinților Apostoli și tine, să rămân aminte. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii, Eliștii de murmură împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și chemând cei 12 mulțimea ucenicilor au zis, nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi, cu nume bun, plin de Duh Sfânt și înțelepciune, pe care noi să rânduim la această slujbă. Chiar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și-a făcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și a ales pe Ștefan, bărbatul plin de credință și de Duhul Sfânt. Și pe Filip, și pe Tobor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozărit din Antiohia, pe care i-a pus înaintea apostolilor. Și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim. Încă și mulțime de preoți se supunau credință. Pace ție celui ce ai citit. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia.
fugit de la mormânt, că erau cuprinți de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se întrebeau. Doamne, 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 Doamne
Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe titurii binefăcătorii, miluitorii, bisericii noastre de lemn, pe toți lucrătorii ce se ostenesc la înălțarea acesteia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormii sunt fericite patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Optist, și pe ierarhia episcopiei noastre, Policarp, episcopul Andrei, episcopul și Victorin, arhiepiscopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, pe ascultitor, miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au să aceste cinste de daruri, pe cei pentru care s-au dormit sau adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o dene cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drepăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
Sfinților cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilul lui Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcător, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor, așteptă învierea morților, viața veacului ceva să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă cu pace, a o aduce. Mila păcii, jertfă Sfântului Duh să fie cu voi.
sfântă, curată, prebinecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pune Fecioara Maria. Toți și cu Duhul Tău. Pe primii mei, Duhul Sfânt.
spre you, the Lord. Lord, have mercy. That our loving God may receive them in his holy heavenly and spiritual altar, as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Lord, have mercy. For our deliverance from the affliction, that danger and distress, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask the Lord. Grant an angel of peace, a faithful guide and guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. Grant peace, O Lord. For the forgiveness and remission of our sins and transgression, let us ask the Lord. Grant peace, O Lord. For all things to be beneficial to our souls and for the peace in the world, let us ask the Lord. Peace, for the completion of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord. Grant peace, O Lord. For a Christian and to our lives peaceful without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask. Grant peace, O Lord. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Cine vredicește pe lui stăpânii cu îndrăznire fără de o sândă se puteză m-a te chema. Pe tine Dumnezeu cel ceresc Tată și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăție și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Duh, capetele noastre Domnului să le plecăm. Fie Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unirea sub Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și-n veci vecilor. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților, unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Mântuitorul a înviat din mormânt.
Toată
Duh și de Sfântul este pomenirat de Părintele Luminilor, ție slavă și mulțumire din tine și Dumnezeu. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curea și în vecii vecii.
singur ești fără de moarte. Cel ce ai făcut și ai zidit pe umeri noi, pământenii, din pământ suntem zidici în același pământ, vom merge precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești în pământ de merge. Unde toți pământenii mergem făcând tânguire de îngropare, cântare, aleluia, aleluia, aleluia. Cu simți și odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere nici între sale, nici să sfânt, ce viață fără de sfârșit. Peste doar Dumnezeu și Maica Lumii, tu cântări și stiluasă o mării. Pre Dumnezeu al vedeam este cu putință oamenilor, spre care nu putea să puta oștire îngerești, iar în tine prea curată să arată oamenilor cuvântul la rupat, pe care slăbindu-l cu oștire cerești, pe tine te frântești. Dumnezeu, Doamne, miluiește! Stăpâne, multe dragi, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și Apostol cheii Împărăției Cerurilor. Iar după Sfântă Învierea Ta și de a treia zi cu Harul Tău le dărui puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate în cer, cât de dânci pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate în cer. Cât de dânci pe pământ s-au dezlegat și ce prin nespusă Ta iubire de oameni ai venit și pe noi, smeriții și nevrednici și robii Tăi, să fim moștenitori și noi aceea Sfânta și Har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bune împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă adormiților robilor Tăi, diversi Constantin, Titul acestui stânăca și Fem, Aurelian, preotul Eugenia, Ioana, Marica, preoteasa, Aurelia, preoteasa, Melania, Rău Dumnezeu, Georgeta, Ligia, Radu, Mihai, Poca și Ion, Irina și Virgil, Maria și Constantin, Zenovia, Efrem și Jenica, Ion, Nicolae, tot neamul lor cel adormit, Rău Dumnezeu, Ștefan, tot neamul lui cel adormit, orice au ucit ca oameni în această viață și te iartă de toate câte au păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la chereu sau de la altcineva supritor necare ca aceasta, prin pisma și prin lucrarea diavolului, binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viața binecăcuție, iar trupul să se dea fiicele zidite de tine. Binecuvântat și preaslăvit ești în veci și vecii lor. Pentru fericită de mire veșnică, o dignă de Doamne, omul Tău, Tiberius Constantin, împreună tot neamul, cel adormit, Georgeta, Ligia, împreună tot neamul, cel adormit, și fără, Doamne, veșnică, pomenire, Hristosa, Hristos, aleluia!
ale Sfântului Cuvioții Rodion de la Olainici și a Sfinților Timotei și soția sa Laura, a călătorilor săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Ochim și Ara și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Probabil trupul lui Iisus foarte sumat și l-au pus în acel mormânt nou în copac.
prăvălit deasupra mormântului o piatră. Dar iată că în ziua cea din treia săptămânii, ziua de duminică, care astăzi o să o cinstim ca și ultima zi din săptămână, ziua a șaptea, cu aleasă prețuire tocmai pentru Iisus Hristos a înviat în această zi și devine ziua de aleasă bucurie, de pace și liniște, ziua în care, iată, după obicei evreii nu făceau nici mai mult de 2000 de pași în ziua de sâmbătă. De aceea, femeile din Rostoție nu au mers la mormânt în zi de sâmbătă să-L caute pe Iisus. Și au mers, au venit tradiția evrească. Și au mers duminica, a treia zi, la mormântul lui Hristos. Și iată, puteam cu gândul acela că merg și văd că piatra era prăvălită de la mormânt și găsesc înăuntru Îngerul Domnului. Că le spune să nu-L caute pe Cel viu printre cei morți, căci Iisus Hristos a înviat. Iată. Mesagerul Învierii lui Hristos sunt femei. Le găsim pe aceste femei din Rostoție, unde cu Maria Magdalena, din care Mântuitorul Iisus Hristos o scosese 7 demoni. După ce Maria Magdalena este eliberată de această povară a păcatelor ei, pentru că și-am să fac referire dintre toate aceste femei din Rostoție care s-au împlinit acest dar și curaj mare al mărturisirii lui Hristos ca cel înviat, să mă opresc asupra acestui nume al Mariei Magdalena și asupra acestei femei, pentru că des este întâlnită și în Evanghelie și în scrierile tradiției această femeie, pentru că vedem Mântuitorul Iisus Hristos ne prezintă prin viața acestei femei modelul de întoarcere la 180 de grade a fiecare. Maria Magdalena era o femeie ușuratică. A fost căsătorită de foarte multe ori, de mai multe ori, și-a dus o viață de femeie ușoară. Dar la un moment dat, auzind de Mântuitorul Iisus Hristos, se apropie de acesta și se pare că în casa Vameșului, se apropie de acesta și cere iertare de păcatele ei. Ea este cea care spală Mântuitorul Iisus Hristos picioarele cu mir de mare preț și îl șterge cu părul capului ei. Iar în momentul acela în care Mântuitorul îi spune că s-a vindecat, merge în pace, Maria Magdalena nu pleacă în pace. Ea nu merge de una singură, căutându-și viața. Și de atunci, și până la despărțirea pe cruce de Mântuitorul Iisus Hristos, este în preajma Lui. Este în vecinătatea Lui tot timpul. Nu mai slăbește pe Hristos. Pentru că este dascălul ei. Este Cel ce i-a redat demnitatea vieții. Este Cel ce o tămăduiește de suferințele păcatelor ei. Maria Magdalena este în preajma Mariei, mamei lui Iisus Hristos. Ea și încă alte femei sunt la baza crucii Mântuitorului Iisus Hristos atunci când frații lui Hristos, ucenicii săi, nu mai erau acolo. Erau ascunși de frica iudeilor. Iată, femeile devin mărturisitoare ale învierii lui Hristos. Iată, Hristos le învrednicește pe aceste femei mironosițe de a primi acest mare dar. De a primi darul bucuriei de a afla primele pe Iisus Hristos a înviat. Ele devin mesagerul celei mai mari vestiri ale omenirii. Căci Iisus Hristos a înviat. A treia de primul. Merge și spuneți ucenicilor mei, fraților mei, că mă vor vedea în Galileea. Iată, Maria Magdalena nu se oprește din a-L iubi pe Hristos niciodată. Și mai cu seamă se întărește și bucuria de a fi prima care să-L fi văzut pe Iisus Hristos, deși aici în Sfânta Tradiție s-ar putea referire să fi fost Maica Domnului prima, cea care L-a văzut pe Iisus Hristos, deși Maica Domnului nu avea nevoie de a fi întărită în convingere că Iisus Hristos nu ar fi fost care cumva a ceva decât un om și este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Maica Domnului nu a avut nevoie de această convingere, pentru că ea știe cum a fost zămislit cu Iisus în vântecele. Iată că Maria Magdalena este prima cea care primește această convingere. Și se pare că în acea dimineață Maria Magdalena a fost la mormânt de vreo 4 ore. Și după vreo 4 vizite, după vreo 3 vizite, Mântuitorul Iisus Hristos o mustră oarecum în necredința ei. Pentru că dacă urmărim scrierile evangheliștilor, sunt diferite. Vorbește că dinspre dimineața a fost la mormânt pentru că nu era ziua. Alt evanghelist, Matei, auzim că deja era dimineață când femeile mergeau la mormânt.
Deci Maria Magdalena se pare că a vizitat Mormântul lui Hristos de vreo 4 ori în acea dimineață. Și era uimită. A fost mustrată de Hristos. La un moment dat, în anumită Evanghelie. Pentru necredința ei. Dar iată că se întărește Maria Magdalena și atât de tare, merge și le spune ucenicilor, deși unele dintre femei cuprinse de frică, așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, neobișnuit pentru o femeie, nu spun nimic. Nu vorbesc nimic. Nu vestesc ucenicilor nimic. Dar Maria Magdalena merge și spune lui Petru. Au luat pe Domnul și nu știu de la lăs. Pentru că și ei erau cuprinși de frică. Și iată că ei se întâlnesc Petru și Ioan și merg la pământ. Trec peste teama și ei. Și merg la pământ și află și ei pe Iisus Hristos a înviat din morți. Găsesc și ei acolo un înger de lumină strălucitor care vestește învierea lui Hristos. Iată Maria Magdalena, după ce Mântuitorul Iisus Hristos este răstignit pe cruce, se apropie foarte mult de Maica Domnului și trăiește cu ea durerea și suferința unei mame și pierde fiul. Este acolo întărește și este în jurul ei în toată vremea și încet tot ceasul până la adormirea Maicii Domnului. Dar lucrarea acestei femei, acestei mironosițe, nu se închide aici. Și iată că ne demonstrează nouă tuturor aceștia, apostolii, mironosițele femei, Maria Magdalena, când toate acțiunile de după moartea și învierea lui Hristos, ne adeveresc nouă tuturor, ne întăresc nouă tuturor convingerea că Iisus Hristos a fost răscumpărătorul. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Maria Magdalena era întristată de nedreptatea și suferința ei atât de mare pentru nedreptatea ceea ce i se făcuse Mântuitorului Hristos. Și merge între și ea la Roma, personal în tribun, întâlnind pe Cezarul Tiberiu și face reclamație lui Ponțiu Pilat pentru judecata nedreaptă ce i-a fost atribuită Mântuitorului Iisus Hristos. Și îl tămăduiește pe acesta, pe Cezar, îl tămăduiește de o boală la unul din ochi, dacă nu mă cer, pe care acesta o avea. Și o apreciază foarte mult. Deși acesta, cel la Cezarul, era, sigur, un un slujitor al idolilor, da? Credeau că era un păgân. Dar apreciază aceasta și cercetează Cezarul acțiunile și judecata lui Pilat. Și bineînțeles că Pilat este găsit vinovat. Este exilat, este luat de acolo și exilat. Iar în exil, Pilat își găsește sfârșitul prin sinucidere, pentru că mustrările de conștiință erau atât de mari, încât acesta își pune în capăt zilelor. Deci iată cât de mult se luptă Maria Magdalena pentru a găsi dreptatea, măcar fie ea și cea lumească, pentru nedreptatea ce i s-a făcut lui Hristos. Și lucrarea Mariei Magdalena continuă. Merge în Efes, acolo unde ajută comunitățile și întărește în credință pe toți cei ce își găsesc început bun vieților în această nouă lege a iubirii pe care Iisus Hristos ne-a dăruit-o nouă tuturor. Iată de mult. Dintr-o dată înțelegem câtă râvnă, câtă dragoste, câtă iubire și curaj găsim în aceste mironosițe femei, cel mărturisesc pe Hristos cu toată tăria lor, cu toată nebunia lor, am putea spune. Atunci când ucenicii erau cuprinși de frică și se ascundeau de frica iudeilor, acestea erau în jurul lui Hristos. Fie El chiar și mor pe cruce. Și îl cercetează, îi cercetează trupul, îi îngrijesc, îl învelesc pe acesta cu giulgiu și îl pun și îl așează în mormânt. Iată râvna femeilor. Și acum, ca o mică paranteză, înțeleg de ce Consiliul Parohial al Bisericii noastre este format din mai multe femei decât bărbați. Lucru puțin neobișnuit în biserică. Iată râvna femeilor și în biserica noastră și dragostea cu care acestea înconjoară biserica noastră. Și nu numai dragostea, ci și curajul. Pentru curajul și de a te încăma la un lucrare în plus, mai ales în lumea aceasta în care trăim, nu este deloc ușor. De aceea le mulțumim atât doamnelor din Consiliul Parohial, din comitetele de ajutătoare
Dumnezeu la acest șas de continuă bucurie, pentru că suntem în continuare în euforia și bucuria acestei mari sărbători a Învierii lui Hristos Domnul, îl rugăm ca aceste femei mironosițe să ne poarte în continuare în mijlocirile lor către Domnul Iisus Hristos, tot cu această rândă. Pentru că dacă ele au avut trecerea în fața lui Hristos de a-L vedea pe acesta înviat, cu siguranță avem și noi nădejdea că ele, fiindu-ne nouă mijlocitoare pe rugăciunile pe care noi le vom învăța către El, vor avea mare trecere în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Să ne împlinească Dumnezeu tuturor dorințele cele trebuincioase. Să ne compleșească cu dragostea Lui cea cerească. Să ridice de peste întreg globul pământesc această suferință ce s-a abătut asupra noastră. Să dăruiască, așa cum și în rugăciune, am spus în ultima rugăciune de la finalul slujbei, să dăruiască tuturor acelora ce sunt bolnavi, în primul rând, gravnică tămăduire și vindecare. Să-i țin Dumnezeu cu sănătate, feriți de orice încercare a acestei boli, pe toți cei ce se ostenesc, așa cum spune în dată rugăciunea, la casele bolnavilor acestora, în special acestora ce sunt cuprinși de această boală molipsitoare, pe medicii și asistenții noștri, dar și pe infirmierii, și infirmierele din spitale, atât de aici, cât și din România, și de pe întreg globul pământesc. Să le răsplătească Dumnezeu tuturor acestora pentru jertfelnicia și curajul lor, să le răsplătească cu darurile sale cele cerești. Pentru că în zadar îmi spune aceea și cealaltă și ne dorim una și cealaltă, pentru că de multe ori nu știm ceea ce cerem și nu știm ceea ce căutăm. Iar cel mai lesne a ne ruga lui Hristos Domnul este să ne dăruiască iertare de păcate. Este singurul lucru care știm cu siguranță că l-avem nevoie. Iertare de păcatele noastre, iar după aceea toate cele trebuincioase, trupului și sufletului nostru, numai El le știe cât de bine pentru fiecare dintre noi. N-am să închei cuvântul de astăzi până nu am mulțumit celor ce în continuare sunteți cu trupul și sufletul alături de biserica noastră, tuturor acelora ce ne-ați urmărit și ați făcut să simțim căldura dumneavoastră chiar și de acolo, din depărtare. Fiecare din casa lui de aici, de pe continentul nord-american, din statul nostru, din parohia noastră, dar și căldura pe care o trimiteți toți cei de acasă, de România, care ne urmăriți și vă mulțumim pentru asta. Iată că suntem în aparent mai mulți decât în Biserica lui Hristos, duminică de duminică, suntem mult mai mulți. Fie chiar și în acest cadru, de multe ori simți trece al unui ochi de sticlă ce te privește și te urmărește. Vă mulțumim încă o dată tuturor celor așa cum spuneam, tuturor acelora ce continuați să susțineți biserica noastră din punct de vedere material, sunt vremuri grele pe care le trecem. Atât dumneavoastră, pe care fiecare dintre noastre, la casele dumneavoastră, în grija și în nesiguranța zilelor acestora copleșite de această pandemie, dar nu vă temeți, Hristos a biruit lumea. Hristos a biruit moartea. Noi nu ne temem. Fiecare dintre cele încercări ce vor veni asupra noastră sunt rânduite și îngăduite de Bunul Dumnezeu de multe ori pentru a ne demonstra tăria și credința. Iată cât de mult este încercată credința noastră în aceste momente în care suntem în mijlocul unui proiect măreț și unic pe acest fond în continent nord-american. Și cum putea altfel fi presărat acest proiect dacă nu cu atâtea amare încercări și suferințe ce s-au abătut de-a lungul etapelor pe care le-am parcurs în construcția acestui proiect. Și încă ele nu s-au terminat. Suntem convins că măreția proiectului acestuia va atrage și încercări pe măsura măreției lui. Dar așa cum Hristos a biruit lumea, așa cum El a devenit lumina lumii călăuzitoare, și avem nădejde că ne va călăuzi prin lumina sa și pe noi spre a duce la înfăptuirea acestui proiect. Vă mulțumim tuturor celor ce în continuare donați și susțineți această biserică, deși, cum am spus, trecem prin vremuri grele. Și în continuare, bugetul parohiei și bugetul lunar de cheltuială, de cheltuielile bisericilor, este în continuare pe minus. Nu reușim să ridicăm fonduri atât de mult necesare spre a ne achita lunar nevoie.
provocat de această despărțire să ia sfârșit. Vă îmbrățișez încă o dată, frățește, cu nădejdea că nu am uitat nimic, așteptându-vă în duminica viitoare, dar am lăsat special la sfârșit un anunț foarte, foarte important sufletului meu. Că spuneam deja, fernicia femeilor, special a femeilor din biserica noastră și din comitetul parohial, dar și din comitetul educațional din biserica noastră. Iată, cele patru profesoare din biserica noastră au pregătit cu râvna lor și din dorința lor de a ține copiii aproape și înțelegând cât de responsabile trebuie să fie pentru formarea viitorului de mâine, au pregătit și pentru astăzi o întâlnire Zoom pentru a preda ora de religie în acest cadru virtual, în acest cadru online. Pentru a ține pe copii alături dintre ceilalți. Au trimis de mai bine de o săptămână această invitație prin e-mail, cât și pe Facebook-ul bisericii. Această invitație în care părinții împreună cu copiii să intre și să participe la această ședință, la această întâlnire, la această oră de religie împreună cu profesorii. Sper că astăzi, deși duminica trecută au fost invitați din nou, dar sper că astăzi să fim mai mulți. Eu cu siguranță am să fiu acolo prezent la această oră de religie și am să le încurajez, așa precum Hristos te-a încurajat pe femeile mironosite să nu se teamă. Căci dacă El a biruit moartea, și noi putem birui orice încercare pe care diavolul de multe ori seamă. Și că lipsa poate sau neprezența multora acum, iar râvna voastră va fi cu siguranță răsplătită peste săptămâni, peste luni. Iar dacă credința voastră este mare, va fi și mai mult încercată. Iar în anii, cu siguranță, rodul muncii voastre a mironosiților de astăzi